Bine ați revenit nouă, bilisimo.ro. Telefonul este HTC One M9, oferit în testele către quickmobile.ro. Jocul testat aici se numește X Street Fight. În ciuda ce scrie pe ecran, War of Heroes Dead Killer, se numește X Street Fight pentru că așa l-am găsit în Play Store. E un joc gratuit, aparent el combină puțin din elemente din Street Fighter și puține elemente din alte jocuri clasice de acest tip. Cineva care cunosc eu mi-a zis că jocul seamănă foarte mult cu Contra, dacă mai țineți minte Contra. E bine, o să vedeți imediat. Cert este că jocul este destul de vulgar și limbajul este destul de agresiv. Am văzut personaje zicând the F-word, ca să zic așa. Controlul este foarte simplu, avem două săgeți, înainte și înapoi. Avem un buton pentru pumn, facem combo-uri. Inamicii arată cam toți la fel. Iar pe lângă combo-uri, trebuie să și rupem capetele, după cum am tot mai văzut. Trebuie să aruncăm inamicii cât colo. Foarte mult button mashing. Și putem să scoatem o mitralieră, să tragem în ei la un moment dat. Dar și să folosim abilități speciale care necesită, după cum vedeți, Magic Points, care costă foarte mulți bani. Deci jocul este destul de greu la acest capitol. Spuneam că jocul este vulgar și destul de dur, pentru că personajul se ferește să înjure. Și la un moment dat avem și niște domnișoare foarte dezbrăcate și foarte mult sânge atunci când omorâm inamicii. Se va umple ecranul de sânge, o să vedeți capete rupte și morți violente. Pentru un titlu atât de simplu, nu cred că era nevoie de atâta duritate, în fine, inspirat de Street Fighter, teoretic, și de King of Fighters, afirmă producătorii jocului. Gratuit în Play Store, avem și un buton de jump, puteți să schimbăm arma, o schimbăm în începutul misiunii, nu în timpul misiunii, avem o bară de hit point sus și o bară de magic point de desubt. Primim bani după fiecare misiune, în care facem upgrade-uri, tocmai rupt un cap, și tocmai ne-am teleportat cumva, sau a fost un bug, în fine, tocmai s-a umplut ecranul de sânge. Încercăm să facem un combo, nu știu dacă avem 3000 de bani de cheltuit, nu avem. S-a umplut ecranul de inamici, o să fie greu de dovedit toți, așa că în momentul să scoatem shotgun-ul să facem prăpăd. Jocurile de acest gen se jucau pe Terminator, dacă ne amintesc eu bine, deci este un titlu nostalgic. Zboară topoarele și efectele. Uneori se întâmplă să loviți inamicii chiar dacă sunteți departe de ei, ceea ce este un fel de greșeală. Mai adunăm niște bani, facem niște combo-uri, puteți să și cădeți, deci mare atenție la felul în care săriți. Din fericire putem să și urcăm pe ziduri în alergare. Ne agățăm de acest craniu, mai luăm niște bani, mergem pe pereți, coborâm pe sfoară și aici trebuie să ne întâlnim cu un personaj, un moș înțelept. Să termina nivelul, acest joc are ceva de arcade, ceva de jocurile de la sală, de la începutul anilor 90 și are și ceva din jocurile de pe Terminator, aici putem face upgrade-urile. Facem level up la skill, la gun, magic points și attack. Alegem arma care poate fi un gatling, au uitat un G aici, un pistol sau un shotgun. Deci în următoarea misiune găsim și cât un boss la un moment dat. Bossii în acest joc sunt gigantici și titlul oferă un vibe de anii 80. Avem 10 skill-uri la dispoziție, avem și capcane în calea noastră de parcă nu erau de ajuns inamicii și se combină Street Fighter cu King of Fighters în acest joc. Pare un joc făcut pe genunchi și în grabă, pentru că anumite cuvinte au litere mâncate. Totul este cam generic aici, toți inamicii arată la fel, sunt vreo 3 inamici mari și lați. Boșii sunt ceva mai bine făcuți. Iată, tot mai au fost prăjiți inamicii pentru că am activat capcana. Dacă mai trec 6 secunde, o activăm din nou și trebuie să ne ferim de ea, pentru că altfel noi vom fi cei arși. Ok, 0 secunde, am activat flăcările. Hai să folosim și pistolul, pentru că nu l-am folosit până acum. Se pare că avem două pistoale, ca Hitman. Iată și un personaj feminin, mai mult dezbrăcat. Și trebuie să distrugem niște mega eprubete, ca să zic așa. Niște cilindri de sticlă în care se află niște aliens sau alte creaturi. Combo-urile sunt bine făcute, deci de multă varietate. Luăm personajul pe sus, îl aruncăm cât colo, chiar că seamănă cu cele din Street Fighter. Împrumutate de la Ken și Ryu, din câte văd, câteva mutări. Atenție la personajele care sunt îmbrăcate în soldați, îmbrăcate în uniformă verde și vin mereu din spate și trag cu pistolul în voi.
Avem și un Gatling Gun acum, au luat o razna de tot. S-a terminat și muniția, așa că trebuie să ne descurcăm fără lanțe. Pumnii săi minte nu au, ca să zic așa, trecem mai departe. Am luat și o eprubetă cu hit points și magic points, așa că putem să facem combo-uri în sfârșit. Hai să facem unul. Știu că este unul la un moment dat în care apare o drujbă și pe lângă faptul că personajul dă cu acea drujbă în inamici, o să iasă încă 3 drujbe din pământ, se cer din inamicii. Să vedem dacă avem destul magic points pentru aceea. Nu avem. La un moment dat luptele devin haotice, care unul este plin de inamici. Acum mai vine unul și cu scut. Nu mai avem nici gloanțe acum. Dacă mai vine unul și cu scut, lucrurile devin foarte grele pentru eroul nostru. A apărut și acel colonel. După cum am spus, foarte mult button mashing, după cum se vede. Ok, jocul e distractiv, îmi amintește de titlurile de anii 90 de la început, chiar anii 80, titlurile de pe Terminator. E destul de vulgar și violent, vibe de anii 80. Câteva zeci de nivele la dispoziție, foarte repetitiv, inamicii arată toți la fel, dar, din fericire, fundalurile sunt destul de variate. Un nivel durează cam 5 minute de jucat, iar jocul e distractiv, mai ales dacă vă plac combo-urile și atacurile foarte violente. Îi dăm nota 8,3 din 10, acest titlu gratuit, se numește X Street Fight, dar pe ecranul de start apărea un alt titlu, deci confuzie totală la capitolul nume. War of Heroes, Dead Killer, Theoretic, hai să vedem about. This game is made for the company self-developed, deci după cum am spus, se mănâncă litere la greu. Nota 8,3 din 10 pentru X Street Fight, testat pe HTC One 9. La revedere!